Yeah, you messed my head up. Thought that I could read you like a magazine and throw you away so easily, but it was different this time. I could see it in your eyes. Mama. Avem și lebede. Da. Da. Eu o să dorm pe canapea. Nu e nevoie. Adică e prin comodă, cred. Și patul ăsta e destul de mare. Sau te făiești? Ah, nu, nu. Dorm ca o stâncă. Păi atunci... Ești sigură că nu te deranjează? Mm-hmm. Mă duc să mă schimb. Fighting with the night, these sheets are cold on my skin. I know it's not right, but how could I let you in? You see, I've been building these walls so high, 'cause I'm sick of giving love to the wrong guy. Me, you're the right one. I'm just afraid to let it go. It could have been love. Ce faci? Ai somn? Nu prea. Tell me how.
Aveam un deja vu. Da, da. Blestemul camerei 609 lovește din nou. Da. Fiu. Îmi dai și mie... Da. Da. Frumoasă cămașă de noapte. Mara. Auzi, ce zici dacă am merge la o plimbare pe munte? E un traseu pe lângă cabană și cred că un pic de exercițiu ne-ar prinde bine. N-a tot străin. Bine, doar că nu cred că mi-am pus și haine de urcat pe munte. E un traseu ușor. Adică eu urc și în cămașa asta de noapte, n-am o problemă, doar că... Bine. Poate nu chiar în cămașa asta de noapte. Glumit! Am și niște tene și pantaloni scurți. E perfect. Doamne, ce frumos e! Se umple sufletul când vezi atâta frumusețe. Așa e. There's no risk that you wouldn't take. Never broke your microphone in falls. How could we know those were the good old days? Now the memories, they start to fade. Eva, aș vrea să încercăm din nou. Și cred că aici e un loc mai potrivit să... Ce-i asta? Eva Georgescu? Vrei să fii soția mea? Ești sigur că asta îți dorești? Da. Atunci răspunsul e da. S-a mișcat. Cred că și ne de acord cu căsătoria noastră. Eu sau ea.